ce se întâmplă asta? Bă, ăsta e Slenderman? Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi suntem la ziua a patra, mi se pare, din aventura noastră cu Vasile Traian. Am rămas data trecută aici în bodega asta că ne-am luat somn după 5 bertalpă, că a picat personajul nostru, pe nume Ramona, a picat examenul și o să aibă restanță în toamnă și în loc să se ducă acasă să învețe, pentru restanță s-a dus să bea. Un student corect, exact model, cum s-ar spune. Hai să vedem. Deci ne-am luat somn, hai să vedem ce urmează să se mai întâmple pe aici. Ce dracu s-a întâmplat? Nu știu, hai să aflăm. Cred că am exagerat cu alcoolul aseară. Nu. Ți s-a părut? Ar trebui să merg acasă. Ar trebui, da. Este ziua pulii. Este ziua pulii, mulțumim, domnule Traian. Da. Chiar că ziua pulii. Azi am restat. Serios? E una după alta? Cream că sunt în toamnă sau mai târziu. Nu în ziua următoare, mai deodată. Aseara am stat în bodegă și mi-am făcut de cap în loc să învăț. Și eu aș făcut la fel. Nu știu ce să fac. Du-te la examen, du-te mă la examen. Hai, totuși, du-te la examen. Nu pot să merg la restanță. Nu am învățat nimic. Bună ziua. Bună ziua. Ai învățat pentru restanță? Nu. Îmi place că nu se mai învață carte. Vasile Traian este dezamăgit de tine. Minus un punct. Deci punctul pe care l-am luat în primul episod, acum l-am pierdut. Dacă tot am dat o bară cu restanța, aș putea să ies puțin în oraș. Dar parcă am zis să se ducă. Am apăsat să nu se ducă? Delirez eu sau ce naiba? Hai în oraș atunci, dacă nu se duce la restanță. Am auzit că s-a deschis o bibliotecă nouă, unde se vând și albume cu muzică. Aș putea să merg să văd ce are pe acolo. Mergi. Gata, mă, poate are albumul ăla pe care îl așteptăm de la sistemul fădeal de atâția ani. Asta e că deja a apărut și ăla. Ok. Iarăși puia, iar. Deci tot puia casier și aici se pare că da. Is this the life? Bună ziua! Bună ziua! Vreți o pungă de leis? Nu, nu mai râd ca prima dată, totuși. Nu. Am întrebat... Păi se putea să nu fii și Cabral. Am întrebat 100 de români dacă vor o pungă de leis. Cred că o să fac o compilație numai cu crizele mele de râs în timp ce am filmat jocul ăsta. Nu vreau, am venit pentru asta. Niciunul din cei 100 de români nu a vrut o pungă de leis. Cabral pleacă trist. Am auzit că aveți albume de muzică în stoc. Aș dori și eu să cumpăr unul. Puteți să-mi arătați de care aveți? Hai să vedem ce avem. Chef de Chef 2006. Nu. Nu cunosc acest album, îmi pare rău. Ceva de la Puia, Sișu și de 10 ani în familie, ok? Cutia cu manele, Slalom printre cretini, de la Paraziții și The Master of Puppets. Cred că o să-mi iau pe... Cutiuța, așa. Da, toți 10 ani în familie. Deci nu știu de la ce... N-am auzit de albumul ăsta. Chef de Chef, ăsta clar îți manele. A, uite că îi scriu ăsta numele. Dă-mă încoace, Master of Puppets. Ai cumpărat albumul Master of Puppets. Stați că avem o surpriză. Mi se pare că o să avem o surpriză când ajungem acasă la 3 ani. Stați așa numai. Șmecher, dacă tot sunt aici, aș putea cumpăra un album și pentru Vasile? Vrei să cumperi un album și pentru Vasile, Traian? Da, bineînțeles. Să mă gândesc, ce i-ar plăcea din astea? Maestrului Traian nu-i plac manelele? Știu că îi place rock-ul lui Traian, îi place Linkin Park, Limp Bizkit, AC/DC, așa că l-am tot Master of Puppets. Ai cumpărat albumul Master of Puppets pentru Vasile Traian. Sper să-i placă. Mulțumim pentru achiziție. Mulțumesc și eu. Bill Gates, Windows, Microsoft. Puia, ce să-i ceri? Puia.
Iar acum să mergem acasă. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faci? Bine, am fost puțin în oraș. Și ce ai făcut? Mi-am cumpărat un album muzical. Ce album? Master of Puppets. Pare că o să cânte cu maestrul. Îmi place muzica rock. A? Dacă luam manele, mă dădea afară din casă. Muzica rock și-a pus amprenta pe personalitatea în formare a mea. Am cumpărat și un album pentru dumneavoastră. Îi dai albumul lui Vasile. Îmi place muzica rock. Muzica rock și-a pus amprenta pe personalitatea în formare a mea. Da, mă așteptam să cânte un pic Vasile, că la un dat cânta Master, făcea și el odată. Deci el voia să cânte altă melodie, el voia să cânte Thunderstruck, dar el zicea Master. Lui Vasile Traian i-a plăcut mult, i-a plăcut mult albumul de la tine, 2 puncte. Gata, mă, a recuperat punctul pierdut. Suntem pe plus. Ai deblocat o scenă specială! Hai să vedem ce scenă specială am deblocat. Vrei să o vezi? Da. Da. Traian Băsescu. Ok. Măcar am deblocat o scenă specială. Traian Băsescu, scuze că am întârziat. Făceam chestii. O fată. Și eu sunt chestii. Asta nu-i fisa lui Băse. Elena Băsescu, nu! Traian, ha, stai! Ha, 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 Vasile Traian, puți pica! Deci asta a fost scena, că Vasile Traian i-a acordit-o pe fisa lui Băsescu. Ok. Ce se întâmplă? De ce s-a oprit muzica? De ce a plecat așa brusc Vasile? În această geantă sunt lucrurile tale. Te invit să pleci de aici. În acest stil. Niciodată nu vei ajunge pe... drumul spre înalta societate. Dar ce am făcut? Stai că nu înțeleg. E coșmar? E coșmar asta sau ce trebuie să fie? De ce se întâmplă asta? Ăsta e Slenderman? Îți mulțumesc că ai încercat Vasile Traian The Game. Puteai să te descurci mai bine, dar... final nefericit. Hai cu aia, de ce? De ce? De ce mă? De ce? De ce? De ce? Ăsta e finalul, ăsta e finalul seriei. Deci n-am făcut 10 minute de videoclip. Ok, hai să dăm în urmă la examen. Tu că am pus CBA, parcă răspunsurile? Hai că mai încerc să le ghicesc o dată. Bun, hai că am descoperit că am buton de skip. Mergem la examen acum să vedem ce se întâmplă. E B sau A, e B sau A, punem B. Incorect. Hai că dăm atunci, în loc să mergem la bodegă, dăm pe învață să vedem ce se întâmplă. Poate avem noroc de alt ending acum. Mai bine mă duc și învăț. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faci? Nu prea bine. Am picat astăzi un examen. Ce fel de examen? La fizică. Azi dimineață ați vorbit despre fizică și părea că aveți cunoștințe în acest domeniu. Fizica cuantică arată, să spun despre frecvența. Dacă găsești frecvența, nu. Frecvența a electronului. Ce frecvență are electronul? Dacă o găsești, eu am căutat-o și nu o găsesc. Deci puteți să mă ajutați. Ești gata să înveți fizică? Să înceapă ora. Deci acum îmi predă maestrul fizică, că am picat examenul ăla. Sunt pregătită bine de... Bine, Ramona, bine. Masa sperbei. Trebuia să vină și masa sperbei. M egal cu rho v. Densitatea spermei este 1. Să vezi că pe asta o să dea la restanță. Densitatea... perfectă. Cei care n-au
densitatea 1 la spermă, nasc copii handicapați, nasc urâți și tot felul de caricaturi. Așa, bun. Să nu primesc ceva cu existing, nu de alta. Moldoveni, olteni. Olteni. A uitat să zic că ești de Regățeni. Și ai stat să înveți cu Vasile până s-a întunecat afară. Mulțumesc enorm pentru ajutor. Chiar că sunteți un expert al fizicii. Vasile Trean este încântat că ai vrut ajutorul său. Un punct. Hai că în episodul ăsta facem alt ending până la urmă. Data asta ești sigură pe tine că vei lua examenul. Ok. Ziua 4. Deci acum iarăși trecem la ziua 4. Este ziua pulii. În fiecare zi este ziua pulii, da. Este ziua pulii, dar și ziua în care o să iau restanța aia nenorocită. Și ai plecat să dai restanța. Ok. Hai să terminăm și cu asta. Doamne ajută. Pentru aprobarea trebuie să ai minim 2 din 3 răspunsuri corecte. Să vedem. Întrebarea 1. Cât este densitatea spermei? 1. Corect. Răspuns corect. Am început bine. Întrebarea 2. Cum se calculează masa spermei? Cu tupeu, aceasta nu poate fi calculată cu formularea M egal cu rho V. Corect? Am învățat de la maestru. Nu e ca și cum știu clipurile dânsului pe de rost. Corect. Am deja 2 puncte. Mă pot considera deja promovată. Întrebarea 3. Un individ nu are densitatea 1 la spermă. Ce riscuri poate să aibă? Să aibă copii deștepți și frumoși, niciun risc să vadă copii urâți. Ok, asta e. Corect. Răspuns corect. Ai promovat examenul cu 3-3. Easy. Acum să plec acasă. Cum a fost? Superb. Am promovat cu nota maximă. Vasile Trean este mândru că ai promovat examenul cu nota maximă plus 2 puncte. Dacă tot am scăpat de acest stres, aș putea să ies în oraș. Am auzit că s-a deschis o bibliotecă nouă. Și aici ajungem la partea cu biblioteca de tura trecută. Hai să dăm skip. Mergi. Gata, skip. Cam ăsta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Vom continua de aici. Practic jocul nu l-am terminat. Am corectat greșeala pentru că este un joc și ne permite să facem de-astea. Și ne vom auzi data viitoare. Cred că episodul următor va fi finalul, mi se pare. Hai, sper că vă place această serie. Dați like în continuare, susțineți-o și o voi posta în continuare. Ciao les tuturor.